Plus că lucrurile în echipă și în administrativ, oamenii se ajută între ei chiar dacă sunt din departamente diferite, separate. Dar fiecare are o paletă, niște colecțiuni și dacă eu te pot ajuta pe tine, de ce să nu o fac? Pentru că scopul e unul comun. Uh-huh. Toți, până la urmă, reprezentăm Rapidul și cred că Nicu e de acord cu mine, contează foarte mult, chiar dacă sună ca un șablon. Dacă nu e, te va da afară. Nu, va fi de acord. Noi la Rapid suntem marea majoritate și suporterea Rapidului, adică avem trecutul în tribună, o spun cu mândrie și nu e doar cazul meu. Și asta contează foarte mult, pentru că suferim nu doar pentru de vârsta salariu. A fost foarte greu de gestionat, credem și lucrul acesta, pentru da. Că... Reacționez ca un suporter. Domnul de față, da. Mai avem încă vreo 2-3 și reacționează, au ca avut suporte, momente când avem reacționat ca niște și am avut o discuție. Asta e greu de gestionat. Am avut o discuție cu ei și am zis... L-ai zis? L-ai spus, nu? Da, da, cred că sunt și ei destul de maturi, sunt oameni mai în vârstă decât mine și dacă ei văd anumite greșeli la mine. Spun? Bineînțeles că trebuie să existe comunicare și, și invers. Și ne-am transmis și lucrurile s-au... E foarte greu de gestionat, că tu te duci în tribună la meci, da? Ești angajat al Rapidului și te manifesti ca un suporter. Păi, Robert, nu? E greu. E greu de gestionat și sufletește. Nu ai cum, nu? Ascultă-mă imediat, stai puțin, mi-a ridicat ceva la fileu. Dai ei pastile înainte de meci? Lasă-le, n-ai făcut pastile. Păi nu, că bănuiesc că... eu stau lângă tine și văd, ne intersectăm vrând nevrând. Văd trăirile și mă uit și la tine că ai început să te tunzi în părți din ce în ce mai scurt. Și doar noi doi știm de ce. Trăiești ca fost fotbalist, odată ai fost fotbalist, ai alte trăiri, nu? Cu totul și cu totul alte trăiri. E suporter, ai fost între ei acolo, te urcai pe garden. Și o să devin, că nu o să stau toată viața în O să devii suporter de lux, nu? Și ești președinte Rapid, adică, bă, prea să ciocnesc astea. Și totuși, trebuie să aici ai haina aia de președinte. Normal, să o gestioneze. Exact. Adică, asta înseamnă interiorizare foarte, foarte... Consumul interior e foarte puternic. E groaznic. E groaznic. Și foarte și eu din proprie experiență. Meciului, după meci, sunt de 3 ori mai obosit față decât eram. Eu te-am văzut la 3-1, uite, nu, că era frig afară. Și tu știi că eu nu iau perile cu mine tot timpul. Erai desfigurat. Da. Mă uitam la tine, chiar vorbeam cu domnul Mircea Lucescu, că am văzut meciul împreună cu dânsul, și chiar vorbeam cu dânsul și i-a zis, ce, în ritmul ăsta, Daniel o să îmbătrânească tare repede. Păi, meciul ăsta m-a îmbătrânit cu 10 ani, clar. Serios? Da, 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 clar. Da. Nu cream. Bine, a fost până la urmă happy end. Da, nu pune 10, poate să 3-1, mai fie. Nu, sper să nu la 3-1 erai, deci crede-mă. Păi, legat de meciul ăsta, fac și o paralelă. În primul rând, Rapid a fost obișnuită cu inversul. Deci să fim noi, mi-amintesc de Oțelul, de FC Argeș, de câte ori conduceam, cântam că va veni victorie să inversa. Da. Și am stat așa, am răscolit un pic după acest meci care și pe mine m-a dus iar către Spitalul Universitar, dar n-am ajuns acolo. Te-ai oprit pe drum. M-am oprit pe drum, m-am sus și m-am întors. În istoria Rapidului mi-amintesc de un astfel de meci în sezonul 85-86. Era ultima etapă, era un Rapid Dinamo în Giulești. Legenda spune multe, cum că ar fi fost Blat ca să iasă Cămătaru, Golgheter, Nea Mircea Lucescu când uite, nici eu, auzi, scuză-mă că te întreb, nici eu nu păream prea fericit la 3-1. Aveți un zâmbet schimonosit, dar nu schimonosit, da, exact, așa. Nu prea da, nu, Nico, la mine era mai frig, da. Era mai frig, da. Da, da, hai să revenim. Da, Nea Mircea Lucescu atunci când a fost invitat la noi și am vorbit un pic despre acel meci, a dat-o așa un pic, că, domne... I-ai ridicat-o la fileu, i-ai spus, da. Și a spus, domne, era ordin că Rapid era echipă muncitorească să nu retrogradeze. Nu știu dacă, deși am fost la acel meci, eram puști, nu știu dacă adevărul era undeva la mijloc. Cert e că la pauză era 3-1 pentru Dinamo, s-a terminat 4-3 pentru Rapid. Galeria, atenție, Rapid era dependentă de acel meci să se salveze de la retrogradare. Și dovadă, învingând, a căzut Jiu, care avea 2 puncte în minus. Deși era spectrul retrogradării, Galeria nu a acceptat ce se vorbea în tribună, că e Blat. La fiecare gol al Rapidului, când veneau jucătorii să se bucure,
spectatorii se întorceau și mulți își dădeau pantalonii jos. Iar când dădea cămătarul gol, se aruncau cu tenis din da, tribună. Da, cu... nu e... Asta nu mai e legendă, e da, realitate. Da, da. Cămătarul Rodion nu e gheata și șoșon, nu? Tony Polster, unde este, vezi circul din Giulești. Da. Ideea e că, iarăși, voiam așa un pic, nu să dau o perie că provin de acolo, deci Galeria Rapidului, chiar și dacă era vorba de picat în divizia B, s-o voia... facă cu demnitate. Da, cu demnitate. Demnitate, cu demnitate. Da. Dar de-aia fac paralela până la urmă, de la 3-1 s-a ajuns la, la 4-3. Asta apropo că vine și meciul cu Dinamo. Sperăm să nu mai fie păi nu mai vrem. Desfășurarea. O să iau și pastilele lunicu. Cât e, cât e de, de greu să gestionez tot ceea ce se întâmplă la Rapid. Nu numai emoțional, că aici am căzut de acord că e o presiune enormă. Da. E un club care are o masă mare de suporteri, să fac investiții, lumea e pretențioasă, cum ai spus și tu. E într-adevăr de nu dorm nopțile? Da, e și așa, e foarte greu, dar pe cât de greu e la fel de, și la fel de, de frumos. Cred că am înconjurat de oameni, oameni ok, oameni care își fac treaba cum, cum trebuie. Tot timpul clar că este loc de, de mai bine, suntem pe un drum cel bun, cu toții avem de, de învățat. Există această dorință de a, tot timpul de a învăța lucruri noi, de a aduce, a aduce ceva în plus față de, de ceea ce realizează fiecare pe palierul lui la ora respectivă. Cred că cu toții avem de, de învățat și cu toții vom crește cu clubul acesta și vom, îl vom ridica cum, cum cred eu că n-a fost niciodată în istoria lui. Cum n-a fost niciodată în istorie? Adică... Adică peste ne, perioada Copos. Ne dorim să fim foarte, foarte competitivi, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Dar important e să începem să fim competitivi pe plan intern. Să facem o echipă competitivă, să avem o academie puternică, să creștem copii, să aducem jucători prin departamentul de scouting bun, rezultatele să fie cele pe măsură, să câștigăm trofee, apoi să mergem să ne calificăm în cupele europene și să încercăm să creștem și, și acolo de la an la an.